Găsit la știri, biroul național al PNL a votat în unanimitate pentru numirea lui Gheorghe Flutur, președinte interimar al partidului, iar acum liberalii se reunesc în Consiliul Național pentru a consfinți numirea. Flutur va fi interimar până la Congresul Național, care va fi organizat pe 10 aprilie, când va fi numit la șefia partidului Nicolae Ciucă. Gabriela Mihai vine cu mai multe date. Te ascultăm! Găsit, în scurt timp începe ședința Consiliului Național al Partidului Național Liberal, o ședință în care se vor stabili toate procedurile pentru congresul care va avea loc pe 10 aprilie, un congres extraordinar în cadrul căruia se va alege noua conducere a Partidului Național Liberal. Vedem acum toți liderii Partidului Național Liberal sunt reuniți aici la acest Consiliu Național și pot să vă spun că astăzi a fost ales în funcția de președinte interimar al partidului până pe data de 10 aprilie Gheorghe Flutur. Tot astăzi s-a dat un vot și pentru funcția de secretar general al partidului în persoana lui Lucian Bode. Important de precizat este că cei care vor să-și depună candidatura pentru funcția de președinte al Partidului Național Liberal au termen până miercuri la ora 18, iar până vineri seară la ora 20 și două vor avea loc dezbateri. Știm așadar că apare congresul pe data de 10 aprilie. Începe această ședință a Consiliului Național cu intonarea imnului României. Colegii m-au propus pe mine să preiau atribuțiunile președintelui Partidului Național Liberal interimar până la congres. A fost un vot în unanimitate și le mulțumesc pentru încredere colegilor. Convocarea Congresului Extraordinar a Partidului Național Liberal pentru alegerea președintelui partidului. Propunerea va fi duminica viitoare, 10 aprilie, ora 11, numărul de delegați pe care îl propunem 1300, 617 delegați de drept, diferența 683 delegați aleși. S-a propus Comisia de Organizare a Congresului Extraordinar formată din 9 oameni. Mergem spre Consiliul Național cu termene de depunere a moțiunilor în partid. Termen de depunere a moțiunilor va fi miercuri 6 aprilie, ora 18, și apoi dezbaterile care vor trebui să aibă loc în județe până vineri seara la ora 22. Astăzi se sărbătoresc 18 ani de când România a aderat la NATO. Ziua este celebrată în toate unitățile din țară. Secretarul general adjunct al Alianței Mircea Joana a participat la ceremoniile de la Ministerul Apărării, unde a dat din nou asigurări că România este total apărată și că flancul estic va fi întărit. Vom avea în România, în urma acestui război ilogic, barbar și anatolic, pe care președintele Putin și Rusia au declanșat împotriva Ucrainei independente, într-un moment în care și Alianța Nord-Atlantică intră într-o logică de deplină maturitate cu privire la postura NATO pe întreg flancul estic. Grup de luptă în România, grup de luptă în Bulgaria, în Slovacia, în Ungaria, 8 grupuri de luptă pe întreg flancul estic. Și vom face mai mult. Și liderii noștri la summitul de la Madrid vor adopta decizii
cu consecințe istorice pentru prezența permanentă, robustă, durabilă și coerentă a NATO pe flancul estic. Putem spune, dragii mei prieteni români, că putem declara anul acesta, un an al războiului, al confruntării geopolitice, ca pe un an în care și NATO atinge de plină sa maturitate în regiunea noastră. Integrarea completă, profundă a României NATO se petrece în aceste momente dramatice și din punct de vedere militar și strategic nu va mai fi o diferență calitativă între aliații din vestul Europei și aliații din estul Europei. Cu ocazia celor 18 ani de aderare a României la Alianța Nord-Atlantică, președintele Klaus Iohannis, premierul Nicolae Ciucă și ministrul apărării Vasile Dâncu au transmis câte un mesaj. Oficialii români au declarat că România este apărată integral de Alianța Nord-Atlantică. Președintele Klaus Iohannis a transmis un mesaj în care spune că România și cetățenii săi beneficiază de apărare din partea NATO. În urmă cu 18 ani, la 2 aprilie 2004, drapelul românesc a fost arborat pentru prima dată la sediul NATO din Bruxelles, țara noastră devenind membru al celui mai puternic. De astăzi. Așadar, fiind îndeplinite aceste proceduri, doresc să vă mai fac câteva informări referitor la acțiunile și activitățile din ultimile zile. După cum știți, Consiliul Național Extraordinar de astăzi a fost convocat la solicitarea a 42 de filiale teritoriale PNL prin decizii BPJ cu următoarea ordine de zi: convocarea Congresului Extraordinar a Partidului Național Liberal, stabilirea aspectelor organizatorice legate de convocarea și desfășurarea Congresului PNL și diverse. Aceste propuneri au în spate hotărâri de birouri permanent județean la cele 42 de organizații. În temeiul acestor decizii, noi suntem astăzi la ședința Consiliului Național Extraordinar. Dați-mi voie să vă propun ordinea de zi a ședinței Consiliului Național Extraordinar, care este cea solicitată de organizațiile județene. Punctul 1, convocarea Congresului Extraordinar, PNL. Punctul 2, stabilirea aspectelor organizatorice legate de Congres și punctul 3, diverse. Dacă mai sunt și alte puncte, dacă nu, supun la vot ordinea de zi, cine-i pentru? Mulțumesc. Împotrivă, abțineri, nu sunt. S-a adoptat ordinea de zi. Am făcut o informare și în Biroul Politic Național, cu care venim către Consiliul Național. Primul punct, Congresul Extraordinar al PNL, convocarea. Propunerea pe care noi vă facem este convocarea Congresului Extraordinar duminică 10 aprilie, ora 11, Palatul Parlamentului, Sala Alexandru Ioan Cuza, București. Dacă sunt aici comentarii, discuții legate de ziua și locul Congresului Extraordinar. Dacă nu sunt, pe procedură de vot, vă rog. Congresul Extraordinar. Dacă nu sunt, pe procedură de vot, vă rog. Urmărim ce se întâmplă la sediul PNL. Gheorghe Flutur, președinte interimar, merge mai departe. România nu este o țară săracă, ci una cu o populație bine pregătită și dinamică. Este de părere Nicolae Schmit, comisarul european pentru muncă și drepturi sociale. Oficialul de la Bruxelles consideră că țara noastră se va putea dezvolta economic cu ajutorul banilor din PNRR.
În fața scumpirilor din ultima perioadă la energie și alimente, cele mai bune soluții sunt sprijinirea consumatorilor vulnerabili și aplicarea unor măsuri de creștere a eficienței energetice, consideră Comisarul European pentru Muncă. And we have in a longer perspective become more autonomous in terms of energy production. This is, by the way, the case a bit in Romania, where you have a national, a high level of national production in energy, and this should take place at a larger European level, where Europe has to be less dependent through own production, renewables, but also I know you have gas reserves, which still are considered to be a transition energy for the next 20 years. So I think these are the ways short term and longer term. Tot din cauza diferențelor mari dintre țări, nu poate exista nici sistemul unic de pensii la nivelul Uniunii Europene. Well, the pension system, you know, normally reflects also the economic situation, the level of wages. When you have low wages, you have low pensions. So I think this is, it has to be looked at in a broader context of the economy and in the broader context of wages. So as far as I know, the pension, there are pensions in Romania which are very low and which do not prevent people to be at risk of poverty. Și, în ciuda faptului că țara noastră are printre cele mai mici salarii și pensii din spațiul comunitar, Nicolas Schmidt, Comisarul European pentru Muncă și Drepturi Sociale, consideră că România are un potențial uriaș de dezvoltare. No, I wouldn't say that Romania is a poor country. It's a country with a certain history. It's a country with enormous potential. But this potential has to be valued now, investing a lot in, especially in skills. We have a lot, what I noticed is we discussed a lot about the millions of Romanians who have left the country, very often very well-skilled people. So this shows that it is a country with a very dynamic and well-skilled population. And so there is this potential has to be valued in the development of the country, or better valued in the development of the country. Retragere record în viteza armatei ruse din zone de lângă Kiev. În decurs de doar o zi, forțele ruse au abandonat toate teritoriile de lângă capitala ucraineană. Rusia nu pare însă dispusă să renunțe în totalitate la zona de nord și se luptă cu armata ucraineană în jurul orașului Cernihiv. În plus, mobilizează forțe în apropierea orașului Sumă. În paralel, își intensifică atacurile din est, în ceea ce pare a fi o încercare de a cuceri orașele Sloviansk și Kramatorsk. În zona Kievului, armata rusă a abandonat toate teritoriile ocupate pe parcursul săptămânilor trecute și a trecut granița în Belarus. Așteptările sunt acum ca forțele plecate de lângă Kiev să fie redesfășurate în estul și sudul Ucrainei. În schimb, Rusia nu pare dispusă să se retragă și din zona orașului Cernihiv, unde se duc în continuare lupte intense. Armata ucrainană a preluat din nou controlul în trei localități limitrofe Cernihivului și este pe punctul să recucerească alte trei. Rusia nu pare dispusă să renunțe prea ușor nici la pozițiile de lângă orașul Sumă. Asta după ce au fost raportate concentrări de trupe în apropiere de patru localități aflate pe drumuri ce fac legătura între Kiev și Sumă. În jurul orașului Harkov, armata ucraineană a lansat o contraofensivă într-o încercare de a împinge forțele ruse dincolo de graniță. Lupte intense între cele două părți au fost raportate în cinci localități de lângă Harkov. În est, eforturile armatei ruse par acum să se îndrepte către cucerirea orașelor Sloviansk și Kramatorsk. Rusia a lansat o ofensivă pentru a cuceri patru localități care îi stau în calea înaintării către aceste două orașe. Însă rezultatul atacurilor este încă incert. În Mariupol, situația este necunoscută de mai multe zile din cauza izolării totale a orașului. Însă, potrivit ultimelor informații, armata ucraineană încă reușește să reziste în anumite porțiuni, în ciuda faptului că este depășită din toate punctele de vedere. Tot
Tot în sud-est, orașul Odessa a fost bombardat chiar la primele ore ale dimineții. Potrivit părții ucrainene, armata rusă ar fi tras mai multe rachete către un centru de depozitare a carburanților din orașul Odessa. Unele proiectile ar fi fost doborâte de apărarea antiaeriană, însă câteva și-au atins ținta. În urma atacului, la depozit au izbucnit 3 incendii. Până recent, Odessa era considerată una dintre principalele ținte de pe coasta Mării Negre ale armatei ruse. Aceasta a trebuit însă să-și abandoneze planurile după ce nu a reușit să cucerească orașul Nicolaev. Orașul Odessa este cel mai important port ucrainean de la Marea Neagră, iar în momentul de față se află sub o blocadă maritimă rusească. Războiul din Ucraina se află în cea de-a 38-a zi. În acest timp, potrivit estimărilor părții ucrainene, Rusia ar fi pierdut cel puțin 18.000 de soldați. Statele Unite și aliații se analizează modul în care Occidentul ar putea să ofere Ucrainei garanții de securitate în schimbul renunțării la aderarea la NATO, dar și ca o concesie față de Rusia în vederea încheierii războiului, potrivit CNN. În acest caz, experții în securitate spun că o astfel de misiune nu este deloc ușoară, deoarece Alianța Nord-Atlantică este cea mai puternică garanție de securitate. Deși discuțiile despre garanțiile de securitate sunt în fază incipientă, în condițiile în care oficialii americani occidentali și ucraineni nu sunt convinși de seriozitatea Rusiei, este destul de puțin probabil ca Ucraina să obțină din partea lor tipurile de protecții obligatorii juridic pe care le solicită. La modul foarte teoretic, NATO nu este cea mai serioasă garanție de securitate fără niciun fel de îndoială, dar nu este obligatoriu ca un stat, ca Ucraina, să devină membru NATO pentru a fi sigură că nu va mai fi niciodată agresată cum este agresată în prezent. Deci, în mod normal, în NATO sunt mai multe paliere. Practic, Comisia NATO-Ucraina era constituită tocmai în ideea care Ucraina, renunțând la armele nucleare, ar fi avut un statut special, mai ales față de doi dintre aliați, de Statele Unite și de Marea Britanie. În cadrul ultimei runde de discuții între cele două părți la Istanbul, negociatorii ucraineni au sugerat că Ucraina ar putea fi dispusă să se angajeze față de neutralitate, renunțând la aderarea sa la NATO. Dar, în același timp, doresc ca țările occidentale, inclusiv Statele Unite și Marea Britanie, să ofere garanții de securitate prin semnarea unor tratate care să stipuleze prevederi similare acordului 5 al NATO, care protejează statele membre de atacurile altor țări. Deci în momentul în care discuți despre condițiile de pace, când în timp ce se duc lupte în teatrul de război, asta înseamnă un fel de impunerea unui ultimatum. Uite, eu opresc focul doar dacă tu o să cazi de acord în negocieri să ne dai nouă parte din teritoriu sau ceva în genul ăsta. Deci nu se poate, practic nu se poate accepta așa. De ce? Pentru că poate să promită în momentul de față Ucraina orice. În momentul în care s-a oprit focul, poate să zică că s-a răzgândit. Partidul Național Liberal și ale României au fost și vor fi profund legate. În acest moment, Partidul Național Liberal are o mare responsabilitate față de țară. Fiind la guvernare, și trebuie să confirmăm acest lucru față de fiecare român, indiferent de opțiunea de vot pe care au avut-o în urmă cu câțiva ani. Partidul Național Liberal ia măsuri corecte la guvernare, dar avem nevoie de o resetare la nivel politic pentru a putea crește cota de încredere în rândul românilor. Partidul Național Liberal a ales să meargă într-o alianță mai mare și mai stabilă pentru a guverna această țară, pentru a trece România prin cea mai grea perioadă a ultimilor ani. În actualul context global, nu ne permitem soluții provizorii sau de tranziție. Suntem la guvernare și, credeți-mă, nu este deloc simplu să guvernezi într-un context intern și internațional extrem, extrem de complicat. Dar actul guvernării trebuie să ne întărească și să se reflecte pozitiv în imaginea partidului nostru. Indiferent de greșelile sau de problemele cu care ne-am confruntat în partid, nu putem lăsa România în acest moment strategic fără un leadership adecvat.
Partidul Național Liberal are vocația bunei guvernări. Este un partid viu care se hrănește din dezbateri, fiind mereu conectat la membrii săi și la comunitate. Am încredere că vom construi în continuare și vom face ce trebuie făcut pentru binele Partidului Național Liberal și al românilor. Pentru că Partidul Național Liberal nu este doar partidul membrilor și simpatizanților săi, ci este liderul întregii drepte din România. Cred că cea mai mare greșeală a unui om politic cu responsabilități de conducere este să lase în planul 2 munca de partid. Să uite de baza partidului, să neglijeze problemele și propunerile venite de jos în sus. Noi trebuie să fim conștienți că avem două joburi care de multe ori se întrepătrund. Fie că vorbim în plan local, fie că vorbim de guvernare în plan central, este obligatoriu să nu neglijăm activitatea și nevoile partidului. Liberalii sunt oameni care construiesc pas cu pas. Știm foarte bine ce înseamnă munca politică la firul ierbii, când ești în contact, în primul rând, cu membrii tăi și cu electoratul. Cum la fel de bine știm ce înseamnă să fim în aparatul guvernamental și să-ți exerciți mandatul. Avem oameni valoroși în toate eșaloanele. Sunt oameni dedicați, cu expertiză, care pot contribui cu ideile lor la o guvernare eficientă. Ei trebuie să fie cooptați și stimulați să-și... Hoții de lemne din țara noastră au drumurile lor pe unde încearcă să se ascundă de autorități. Mai grav este că sunt anumite locuri unde chiar autoritățile fac aceste drumuri. Se întâmplă, de exemplu, într-o comună din județul Dolj, unde primarul pare să se implică activ în ajutorarea hoților. Situația halucinantă o regăsim în comuna doljeană Calopăr, acolo unde primarul a distrus culturi întregi de floarea soarelui pentru a croi niște drumuri care să le înlesnească fuga hoților care fură lemne din pădurile din jur. Un reportaj al jurnaliștilor de la Cotidianul dezvăluie cum primarul a distrus 20 de hectare de culturi doar pentru a construi un drum pentru hoți, acolo pe unde pădurarii nu pot trece. Mai mult decât atât, pământul pe care primarul a băgat buldozerul aparține societății comerciale Corealcom, însă nici asta nu a contat pentru edilul Daniel Bobin. Drumul era necesar pentru că hoții s-au plâns că pădurarii pun un fel de capcane pe drumurile deja existente la marginea tarlalei, tocmai pentru a împiedica pe hoții de lemne să vină cu căruțele sau mașinile pentru a tăia copacii. La un calcul simplu, primarul a distrus recolte de aproximativ 1 miliard de lei, bani pe care în mod normal ar trebui să-i scoată din buzunar, plus un dosar penal pentru abuz în serviciu. Și dacă jurnaliștii de la Cotidianul tot au fost în comuna Calopăr, au descoperit și că primarul ar avea cu ce să-și ocupe timpul mult mai bine decât să-i ajute pe hoții de lemne. Însă ar fi activități care nu i-ar băga lui niciun ban în buzunar. Un exemplu ar fi strângerea mormanelor de gunoaie înșiruite de-a lungul localității, care acum arată mai mult a groapă de gunoi decât a comună dintr-o țară din Uniunea Europeană. O nouă variantă Omicron, mult mai contagioasă, face victime în China. Autoritățile de acolo au raportat peste 13.000 de cazuri în ultimele 24 de ore, din care aproape 1.500 au prezentat simptome. Noua variantă se răspândește rapid, ajungând astfel să fie prezentă în 10 provincii din China. Discutăm despre acest caz cu medicul Radu Crișan Dabija. Bună ziua! Bună ziua! Ce știm despre această variantă? În primul rând, nu este o variantă nouă, este aceeași variantă de SARS-CoV-2 cu mutațiile despre care am aflat în urmă cu 4 sau 5 luni de zile, când a dat un val de infectări inclusiv la noi, așa cum am văzut că s-a întâmplat și în Europa. Ce trebuie să știm despre China însă este că China are o politică proprie, acel zero tolerance COVID, adică practic autoritățile din China încearcă și se pare că au și reușit o perioadă de timp, cel puțin până acum, să aibă această zero tolerabilitate, tocmai datorită faptului că industria chinei este dependentă de muncitorii care trebuie să meargă în fabrici. Problema este că această variantă este semnificativ mai contagioasă. Noi știm despre acest lucru, l-am văzut inclusiv la noi și îl vedem în continuare. Faptul că, să spunem, toleranța noastră a românilor față de această nouă variantă este destul de mare și, mă rog, în fine, când fac această afirmație, mă uit că a scăzut foarte mult numărul de testări, lumea
practic se comportă în România ca și cum n-ar mai exista pandemia și virusul acesta, spre bucuria celor care au aplaudat pe cei care spuneau că de fapt nu există nicio problemă cu SARS-CoV-2 și cu COVID-19. Știm despre lucrurile astea, nu le mai amintim. Faptul că noi nu testăm atât de mult cum testează China și nu avem un control, ca să spunem așa, asupra populației care este infectată, nu putem să asimilăm sau să spunem în felul acesta exact cum face China în ceea ce privește numărul lor de cazuri. Pentru că pentru China sunt foarte multe cazuri. China a avut această zero toleranță tocmai datorită faptului că nu a vrut să închidă industria. Dar dacă ne uităm ce se întâmplă acum în China, din nefericire acest lucru ne va impacta foarte mult pe noi, europenii, și pe lumea întreagă, pentru că, de exemplu, portul din Shenzhen, care, prin care trec aproximativ 60% din toate exporturile Chinei, riscă să fie închis datorită lockdown-ului pe care autoritățile din China doresc să-l introducă. În Shanghai deja avem spitale pline, deja se construiesc niște zone, niște facilități pentru a prelua bolnavii cu SARS-CoV-2. Deci China reacționează extrem de dur la creșterea numărului de cazuri. Se pare că ei nu au avut la dispoziție niște minți atât de bine, să spun așa, cunoscătoare de virusologie și bacteriologie, cum avem noi, specialiștii noștri de pe Facebook cu românesc. Da. Mulțumesc foarte mult. Vom vedea ce se va întâmpla mai departe. Mulțumesc foarte mult pentru această intervenție. Vremea se strică, este în vigoare până marți dimineață. Informare meteo de vreme deosebit de rece, ninsori, vânt și brumă. Detalii după publicitate. Iarna revine în România, este în vigoare până marți dimineață. Informare meteo de vreme deosebit de rece, ninsori, vânt și brumă și îngheț. Tot de temperaturi negative vor avea parte și bucureștenii, însă de marți temperaturile vor crește din nou. Atenționarea cod galben privind ninsorile însemnate cantitativ își menține valabilitatea. Trebuie precizat faptul că ea a fost emisă ieri. Spuneam că își menține valabilitatea până astăzi la orele 22, vizate fiind zona Carpaților Orientali, Carpații Occidentali, precum și zonele joase de relief din județele Maramureș, Bistrița, Năsăud, Mureș, Harghita, Suceava și Neamț, unde temporar va ninge însemnat cantitativ și se va depune strat de zăpadă. O altă avertizare vizează în special zonele montane, unde vor fi ninsori viscolite. Informațiile actualizate... Continui ce a spus colegul și prietenul meu, Iulian Dumitrescu, însă trebuie să pornim de la o realitate. La 6 luni de zile, Partidul Național Liberal provoacă proceduri pentru un congres extraordinar. Și eu vă îndemn să vedeți partea bună a lucrurilor, capacitatea partidului de a corecta și de a îmbunătăți ce nu merge. Noi nu putem să ne ascundem, să spunem că a mers totul foarte bine și o spun eu care am primit un vot pentru interimatul până duminica viitoare. Trebuie să ne uităm atent ce n-a mers, să putem îndrepta. Altfel putem persista în aceste greșeli. Iar Partidul Național Liberal este într-adevăr un partid viu, dinamic și care trage de mânică. Și ăsta este un lucru bun. Pentru că mai sunt 2 ani până la alegerile din 2024. Și dacă ne gândim, sunt foarte multe lucruri de făcut. Eu nu vreau să am astăzi un rechizitoriu aspru, pentru că trebuie să ne asumăm și noi parte dintre ele, că am făcut parte și suntem în această echipă. Dar trebuie să recunoaștem și să îndreptăm ce n-a mers. De aceea vă rog pe toți, haideți să privim capacitatea și viteza de reacție a partidului, care a văzut că trebuie niște lucruri îmbunătățite. Faptul că o săptămână propunem pentru congres extraordinar, pentru că e o situație excepțională în România, oameni buni, și geopolitică, și presiunea economică, și așteptările populației, nu putem aștepta. 2. Am avut un festival al democrației care ne-a costat scump. Și îndemnul meu este la moderație în această perioadă și să gândim constructiv și de echipă.
Partidul Național Liberal este într-o coaliție unde trebuie să generăm stabilitate. Stabilitate pentru că premierul e de la noi, din PNL, președintele României vine din rândul Partidului Național Liberal, suntem principalul partid de dreapta, lumea așteaptă de la noi stabilitate. Și poate că așa trebuie citit acest congres, e nevoie de stabilitate, acțiune, echilibru, fermitate. Foarte mulți în sală sunteți aleși locali ca și mine. Și mi-aduc aminte că anul trecut pe vremea asta discutam despre programul de dezvoltare locală. Trebuie să recunoaștem că s-a lungit prea mult, dar intră în linie dreaptă și o să ne ținem de el zilele viitoare, să-l operaționalizăm și nu o spun ca o promisiune aici, dar știu ce ne așteaptă acasă. E vreme bună, lumea așteaptă lucrări, s-au cheltuit bani pentru proiecte și dumneavoastră primarii, pe care îi salut cu prietenie și pe toți vă salut, știu că sunteți pe bună dreptate și puțin supărați pentru aceste prelungiri legate de Angel Salini. Însă, Partidul Național Liberal trebuie să răspundă matur la mai multe provocări, dragii mei. Și mă uit aici numai la provocările legate de scumpirea vieții oamenilor. Este o întâmplare nefericită. Până acum era pandemia. A venit și acest război care a schimbat cu totul datele problemei internaționale și scumpirea vieții oamenilor așteaptă rețetă și așteaptă soluție imediat. Știu și vreau să-i mulțumesc premierului Nicolae Ciucă pentru pragmatism, pentru inițiativă și să-l asigurăm că vom fi în continuare susținători pentru deciziile sociale și economice de care țara are nevoie și răspuns la criza energetică și la factură și prompt și la criza alimentară și la securitatea națională, la siguranța cetățeanului. Sunt niște provocări, unele dintre ele noi, și Partidul Național Liberal este obligat să dea răspuns și foarte repede la astea. Avem o problemă legată de criza refugiaților. Sigur că a fost bine, am fost atenți, s-a gestionat corect și eu felicit pe fiecare în parte pentru modul de implicare. Dar este o problemă, oameni buni, pe termen lung și Partidul Național Liberal trebuie să vadă că inclusiv în forurile de discuție trebuie să avem pe ordinea de zi obligatoriu câte un punct de provocări economice. Prea puține. Gheorghe Flutur în direct de la ședința PNL. El este interimar, șeful interimar al formațiunii politice, dar săptămâna viitoare, duminica viitoare, va fi un congres la care se va decide noul președinte al liberalilor. Punem punct aici jurnalului orei 12. De la fix 360 Medical cu Aneta Sâncioza. Ne revedem la ora 14 la Top 1.